Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Dead by Daylight. Aici continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu un nou supraviețuitor și în afară de asta vom mai juca în episodul de azi și încă un match cu noul criminal, pentru că am văzut că data trecută v-a plăcut foarte, foarte mult. S-au strâns peste 10.000 de like-uri, nu mi-a venit să cred când am văzut asta. Cu siguranță mă gândeam că o să strângă undeva 5.000, 6.000, 7.000, 10.000. Nu credeam. Vă mulțumesc din suflet pentru chestia asta și asta înseamnă că vreți în continuare Dead by Daylight, așa că vom face. Noul update cu siguranță este foarte interesant. Criminalul nou, deși foarte multă lume a spus că e overpowered, eu totuși nu cred că e atât de overpowered, dar o să vedem, o să-l mai testăm. Nu m-am jucat foarte mult cu el, deci urmează să vedem toate lucrurile astea. O să-i dăm aici ready și o să așteptăm să intrăm în acest match. Am ajuns pe Colduin Farm, suntem pe Rancy de Abătoar și aici cred că am zis corect, nu știu exact. Și aici avem un nene criminal. Habar n-am ce criminal va fi, dar ideea e să jucăm cu supraviețuitorul cel nou. Te mai văd pe cineva acolo. Și avem unul din generatoare exact în față, cineva lucrează la el. Încă e Meg. Oh fuck. O fac că l-am auzit, toată lumea începe să se ascundă. Nu știu unde e. Asta e faza și trebuie să jucăm safe. L-aud din ce în ce mai tare. Speranța mea e să plece. Cred că tocmai a plecat din zonă. Și că mă voi grăbi și eu aici să... Oh, fuck. Tot se plimbă. Hai repede să dăm ăsta. E un risc pentru că l-aud în zonă. Dar cred că s-a dus după altcineva. Shit. Hai că nu-i atent încoace. Hai repede, hai repede. Trebuie să fii foarte atent la skill check-uri. În momentul în care ești atent la... Trebuie să fii atent la toate chestiile. Skill check-uri, trebuie să fii atent la faptul că îmi bate inima constant și s-ar putea să apară asta de nicăieri. Și nici nu știu ce criminal ești, asta e faza și mai urâtă. Ești bine? Se tratează singură, aș vrea să-i dau eu heal. Că a urmărit-o pe Meg. Săraca de ea. Hai Meg, stai liniște dacă sunt aici. Perfect, și acum hai să mergem la generatorul de acolo. Bă, l-aud, dar nu știu unde e. E aia nouă! Ok, aia nouă care se poate teleporta unde vrea mușchiul ei. Și vedeți că Ace Visconti are pe spate niște urme. Asta cred că sunt urmele de la ea. Tocmai s-a teleportat undeva. O să fug repede repejor. Iar s-a luat de Meg, cred. Cred că tot Meg. E cea care a fost rănită. Dar am văzut-o cu coada ochiului. E destul de creepy momentul care merge așa pe hartă. Sincer. Haide, repede, încă unul. Bun, avem două date, momentan niciunul nu e pe jos, ceea ce e în regulă pentru noi. De fiecare dată când mă joc, jocul ăsta e atât de intens. Fiecare meci e atât de intens și pentru asta joc Dead by Daylight în mare parte, pentru că fiecare, nu știi ce o să se întâmple. Fiecare meci e diferit, deși joci pe aceleași hărți, dar în fiecare e câte ceva interesant. Ok, este cel de-al treilea, de fapt. Ce, ai văzut ceva? Ah, a văzut unul de la... Ăla-ți dă puncte în momentul în care îl distrugi. Din ce am înțeles, cel puțin. Sunt niște totemuri și... Primești puncte în bold, cred. Nu mai știu exact. Ok, am auzit ceva. Sper să fie atras criminalul în partea aia. Ca noi să putem să-l dăm generatorul ăsta. Ar fi genial dacă s-ar întâmpla. Mamă, deci skill check-urile astea mă termină. Pentru că trebuie să fii atent în 7 milioane de locuri și pe aia îți mai dai skill check-ul la perfecție. Doamne. E intens. Și criminalul ăsta nu știu ce face. Habar n-am. Momentan, adică l-am văzut cu coada ochiului, dar... Afară de asta, momentan nu știu. Domnul criminal... Sau doamna criminal, de fapt, că... Și când se aude așa, bleh, înseamnă că se teleportează prin hartă, da? Sper să nu aibă vreo capcană pe aici.
Nici nu prea le vezi capcanele când le pune pe jos. Nu e ca la Trapper unde cât de cât le vezi pe jos. Dacă îl pune în iarbă, nu se vede deloc. Da, eu cu tipul ăsta ne-am descurcat mult prea bine în meciul ăsta, sincer să fiu. Shit. O auzeam, dar nu știu unde e. Și poartă exact acolo. S-a teleportat iarăși undeva. N-a reușit să omoare pe nimeni. Tipul ăla se duce să deschidă poarta. Doamne! Doamne, cu ce viteză reușim noi să dăm toate generatoarele așa frumos. Hai, prietene, dă generatorul să vedem dacă și ceilalți vor reuși să scape. Uită-l pe Ace Visconti aici, acum se uită. Nu știu unde sunt ceilalți. Numai cu tipul ăsta m-am văzut în meciul ăsta. Aaa, l-a dat pe ăla jos. Nu putem să-l lăsăm acolo. L-a luat în brațe, hai să vedem ce are de gând să facă. Ok, și unde-l duce? Bun, vrea să-l duc acolo undeva. Oh, fuck, l-a băgat în hook-ul de acolo. Hai să văd care e șmecheria. Oh, ok, l-a nimerit pe ăla. Hai că a dat-o jos. Hai. Haideți, băieți, haideți! Hai, vină cu aici, vine! Fugiți! Bravo! Doamne, cum am reușit să fugim! Am vrut să mă bag în fața lor acolo pentru că, făcând asta, reușeam să-i salvez pe coechipierii mei. Și asta cred că era un lucru destul de bun pentru ei. Acum, cu siguranță a fost un risc destul de mare, având în vedere că ea s-ar putea să fie avut părcul ăla de dacă s-au deschis porțile, să te dea din prima pe jos și puteam să mor la faza asta, dar am vrut să merg cu echipierii și am vrut să fie un match foarte bun și chiar a fost unul bun. Nu mă gândeam că o să fie chiar așa, dar uite că a fost. Bun, hai să ne facem și noi upgrade-urile astea care mai sunt ele pe aici. O să pot să-mi iau, de exemplu, la loadout. Pot să-mi iau flashlight-ul, la perk să-mi dau no one left behind, asta zice leave someone behind, gain 50% more blood points. Deci îmi dă 50% mai multe blood point-uri în momentul în care s-au deschis porțile, dacă eu mă duc să salvez pe cineva, mă duc să-l ajut sau să ajut pe persoana respectivă, îmi dă 50% mai multe blood point-uri în altruism. Super tare, aici o să luăm ăsta și aici cred că, uite, o să iau rubber grip-ul. Perfect, acum... Cu siguranță Ace Visconti pare un caracter destul de bun, n-am jucat încă foarte mult cu el ca să-mi dau seama de multe din chestiile pe care le are el la dispoziție. Dacă vreți să vă customizați caracterul, cu siguranță puteți de aici și cred că o să-l las cu ochelarii de soare care arată mult mai șmecher. Ăsta e costumul lui, cel de-al doilea. Dar mie nu știu, parcă îmi place mai mult cu costumul ăsta, parcă îmi dă senzația că el a fost tocmai a fost în Vegas și a fost în Las Vegas. S-a dus și a pariat acolo toți banii pe care i-a avea și ceva s-a întâmplat și a fost prins în nebunia asta de aici. Bun, acum ne vom duce să jucăm un match cu criminalul și după cum v-am zis o să vreau să joc cu nebuna asta, îi dau create a lobby aici. Asta e cea mai aiurea faza jocului, faptul că trebuie să aștepți foarte mult ca să intre cineva dacă vrei să te joci cu criminalul, dar o să stau și să aștept. Uite, Muddy Dreadlock, oameni cât de creepy arată fără părul ăla. Dar, da, Dried Skin and Soul, deformed by Lisa. Lisa o chema pe ea înainte sau ce? Lisa Ashen Claws. Sunt foarte curios în momentul în care o să-ți dea chestii noi, pentru că pentru ceilalți criminali ai înlocuitoare la arme. Dar ea nu are arme, ea are doar ghearele astea. Mă întreb ce o să-i dea ei. Abia aștept să văd ce upgrade-uri o să avem pe ea. Dar voi sta eu să aștept aici să intre lumea și vom intra direct în meci. Găsiți și un meci cu criminalul, suntem pe harta aia cu casele. O hartă de asemenea nouă, dar nu cea mai recentă. Da, e destul de interesantă. Uite, lasă pe loc, nu știu de ce. Prietene, tu mă vezi pe mine că vin la tine? Bum! Habar n-am ce face, a dormit. Alo! Stai jos! E, asta o să fie momeala noastră pentru ceilalți. Aparent omul vrea să stea nemișcat și să-l prind. Sau poate asta e o tactică. Cine știe.
Numai el știe, dar momentan se pare că s-a trezit. Oh, pe bune. S-am sabotat mie, Huku, ați văzut? Ei, prietene, vin înapoi. Ok, și să facem o capcană aici. În caz că vrea cineva să-l scoată pe domnul ăsta de aici, noi să putem să ne teleportăm înapoi. Faza cu teleportatul este că... Uite, de exemplu... L-a scăpat singur. Dar faza cu teleportatul este că durează 2 secunde. Un stand de 2 secunde până când tu poți să te miști. Și el are șansa să scape în timpul ăla. Deci nu e foarte optim. Dar o să mai facem cu o capcană aici. Cât noroc să ai, frate, să scapi. Dar să scapi singur, știi? Cred că l-a omorât. Da. Și avem prima noastră victimă. Bun, acum hai să vedem pe unde sunt ceilalți. Aude ceva pe aici? Momentan nu. Aș putea să fac o capcană aici pentru că nu o să se aștepte să fie și în momentul în care noi suntem departe, o să încercăm să-i prindem. Ne teleportăm la acea capcană. Ce se întâmplă pe aici? Opa, opa. Oh, dar ce faci, Meg? Ce faci aici, a? Ia zi și mie. E petrecere la Meg. E Meg, ce faci? Bum! Ia una de aici. Faza cu criminalul ăsta e că foarte încet. Nu reuși să-i prins și nici n-are rost să mă duc după ea momentan. Ia uite. Bum! Ce ai făcut, Meg? Ai picat pe jos. Ai picat pe jos urât. Urât din partea ta. Data viitoare să nu mai piși pe jos așa, da? Te rog frumos. Faza e că hook-ul ăsta e dezactivat și n-am hook-uri în zonă, deci clar o să scap. Și cineva și lucrează aici. Prietene, ia vină încoace, hai. Nu încoace. Știam că o să scape, Mac, dar n-am hook-uri în zonă. Ia ăsta. Ăsta are de gând să facă mișto. E bine, băieți. Bun. Între timp, noi o să plăsăm o capcană pe jos pe aici. Și în caz că ăștia se vor întoarce, ne putem teleporta acolo. Clar vor dori să dea acel generator, având în vedere că e aproape la maxim dat. E și foarte întunecoasă harta asta. Și este un factor pe care îl observ. Nu știu dacă o să se ducă ei acolo. Și nu știu exact unde s-au dus. Că dacă era... Ia. Dacă eram... e pe casă. Meg, tu ești Spider-Man. Vreau să văd în comentarii Meg Spider-Man. Hashtag Meg Spider-Man. Ia uite-mă. Meg, ești Spider-Man. Nu știam. Asta e adevărata identitatea lui Spider-Man. Și mai e unul. Uite și prietenul ei acolo. Ok. Faza că ăștia îmi sabotează toate capcane, toate hook-urile. Sper că ăla de acolo să nu fie sabotat. Că dacă o să fie, o scap iarăși. Și o să fie... îmi sabotează ăsta acum, fii atent. Bag-o. Bagă eu, ți-am băgat-o. Ți-am băgat-o, ia. Și bravo. Și acum facem capcană pe jos. Sper să nu vină ăla să o scoată până fac eu capcana. Perfect. I-au dat abia un generator momentan. Nu suntem în regulă. Hai să vedem care e șmecheria. Mai fac o capcană aici. Uite așa. Și mai facem una și pe aici. Sper să nu se ducă nimeni să o scoată pe asta. Momentan se pare că nu. Iar pe aici n-are pe unde să treacă. Doar aici dacă mai fac încă o capcană. Gata, perfect. Și acum nici măcar nu trebuie să stau lângă ea sau ceva. În principiu. Încă una aici. Cred că a dat-o jos. Ok. A dat-o jos și fugi. A vrut să dea jos, dar n-a reușit. N-a reușit că am avut capcană. Ok. Pe Meg vreau să o prind și prinde-l și pe ăsta. Holy fuck, cât sunt aici! Păi ești nebun cât se erau aici și am reușit să-l rănesc și pe celălalt. Doamne ferește, ce meci! Hai, Meg, treci înapoi. Bun, între timp, hai să vedem unde-s băiții ăștia, las, că ăștia sunt și băieți răi.
fac rele. Am prins doi măcar. Și a fost un meci destul de distractiv până acum. Înseamnă că lucrează în echipă. Oh! Aici sunt ăștia. Ia uite. Ia uite. Oh, ce-ai făcut, prietene? L-am prins din prima. Faza că nu știu că am un să-l bag. Ah, fuck. Stai jos. Stai jos. Asta are unde să fugă pe acolo? Da, are unde. Fuge pe aici, pe sus. Ah, era prea de tot oricum. Stai, prietene, stai așa. Că nu e așa. Ia. Uuu, și-ai picat și tu, din păcate. Și acum, eu tot ce trebuie să fac este să aștept să moară. Pentru că dacă e să iau, nu am hook-uri. Nu am cum să-i bag în hook-uri. Capcanele mele? Prefăceți-vă că sunteți niște șerpi. Ia să văd care din voi moare primul. Ia să vedem. Oh, ce păcat, a murit prietenul tău. Ce păcat. Bun, și acum mai este unul singur să moară. Au stat oamenii să saboteze, n-ai ce face. Este hook-ul ăsta de aici unde aș putea să-l bag pe ăsta ca să moară mai repede. Hai să-l luăm. Cred că un singur hook mi-a mai rămas. Din toate care erau până acum, unul singur. Vino încoace, hai. Vino încoace că te bag eu un hook. El crede că acum o să scape, zice. Asta e șansa mea. Voi scăpa, cu siguranță. Nu? No? Nu, no, nu? No? Asta e șansa ta să mori. Treci în hook. Bum! Și asta a fost. Am reușit să eliminăm pe toți. Într-un fel nu vine să cred că au jucat foarte bine băieții. Au stat și au dat toate hook-urile jos. Au jucat-o ca la carte. Dar, din păcate pentru ei, n-au reușit. Oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Dead by Daylight, nu uitați să apăsați butonul de like. Astfel pot să-mi dau și eu seama dacă vă mai doriți episoade în continuare sau dacă nu. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!